Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. Salutare lume, eu sunt Damian și astăzi ne continuăm draftul, fraților. Am câștigat un rămâș cu 6-3 pentru cei care n-au văzut draft, episodul trecut de draft. Hai să ne caut aici un oponent, fraților, apăsați și voi butonul de like dacă mai vreți full draft-uri la FIFA 17. Sper să fie un oponent ușor. Vreau să merg în semifinală, da, au fost sferturi. Mă tare semifinală, cred, sau ceva de genul. Da. Hai să vedem. Sau nu, parcă sunt 4 meciuri, da, suntem în al doilea meci, da. Ok, jucăm aici cu un polonez, cred. Luăm kitul nostru cu FC Argeș și cu Toulouse. Hai să vedem ce echipare tipul. Are 87 rating, 80 chemistry, Ramos, Team of the Year, Bale, acolo. Are echipă foarte proastă pe lângă mea. Adică nu foarte proastă, are echipă proastă pe lângă mea. Dar cred că o să bage și niște jucători la la începutul meciului. Are 80 chemistry, foarte mic chemistry-ul. Ia, dă pauză? Nu dă pauză. Pogba vrea să-l oprească pe Bale, bine, Lustondo. Toni Kroos. Arda Turan. Ronaldo. Kroos. Ronaldo. Arda Turan. Arda Turan. Toni Kroos. Fuck, ce-am ratat aici, Damiane! Damiane! Concentrează-te! Era de la City, nou transfer. E one to watch. Adică nu știu dacă i-a picat. Nu cred, one to watch nu cred că pică la drafturi. Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba, faul, Arda Turan! Scoate Oblak. Să vedem. Centrala lui Toni Kroos. E pentru Jimenez. Ai mă, Pogba, fi mă mai atent acolo că puneai piciorul și marcai. Ronaldo. Ronaldo îl vede acolo bine pe Leo Messi. Dar Baines blochează. Centrala lui Kroos. E la bara a doua. Destul de proastă și cred că e din nou corner, da? Hai să mai batem și scurt. Messi. Cross, centrarea lui Cross, Pogba, șutul lui Pogba e în blocajul lui Ramos. Ramos ăsta mă enervează, centrarea lui Cross. Aoleu, nu ne prinde ăsta pe contraatac, nu ne prinde. Sau Cross blochează, se apără bine ăsta. Doar o dată am reușit să scăpăm singurul portarul cu Toni Kroos acolo și am ratat. Paul Pogba. Ronaldo. Toni Kroos. Dă peste din nou ratare cu Toni Kroos. Nu vrea să intre mingea în poartă. Nu vrea să intre, nu vrea să intre. Dacă nu vrea să intre, asta e. Hai mă. N-a ajuns mingea la Kroos. Scăpam singur. Portarul acum e contraatac. 3 contra 2 pe acest contraatac. Să vedem. A stat bine Lustondo în teren, da. Bravo Lustondo, e final de prima repriză. Iată 0-0, asta a avut doar un șut. Noi 5 șuturi, 2 pe poartă. M-am scăpat acolo cu Kroos, am ratat din păcate. Asta e. Asta e, trebuie să marcăm repriza a doua să câștigăm și meciul ăsta. Și pratăm ocazii peste ocazii. Gabriel Jesus, poate mai scapă și asta. Pe un atac de la nașpa. Uite cum ar fi ăsta. Asta, ok, bine Jordi, what the fuck, nu știu ce am făcut acolo, nu-i nimic, e corner, bine că am scăpat de acea ocazie. Și o să fim atenți că l-are pe Ramos ăla și mi-e frică de el, aolo, și îl ține Messi pe Ramos. Îl ține Messi pe Ramos, de ce? De ce îmi face asta, jocule? Oh my god! Vedeți cine marchează? Sergio Ramos! Pe Naglio nu ești în stare să... Respingi mingea peste poarta. Deci n-a respins mingea peste poarta. A căzut pe bară mingea după aia și a fost ciudat acest gol. Hai. Vedeți dacă nu marcăm când trebuie, ne luăm gol apoi. Oh, ce bine a venit Jordi Alba aici. Ce viteză are acesta. Pogba. Îl vede bine pe Ronaldo. Arda Turan. Lam. Arda. Ronaldo. Kroos. Neymar.
Jordi Alba! De ce te bași, Pogba? Cred că m-a ajutat această deviere a lui Pogba. Cred că se ducea pe lângă poartă, dacă nu era devierea lui Pogba. Dar de ce nu s-a aruncat și eu, Oblak, mă? Nu se aruncă, că e șmecher, Pogba! Hai, Pogba, repară-ți greșeala, Pogba! Este, nu este gol! Nu e gol aici! Nu e gol aici! Nu se poate! Din nou încep atacurile șutului Neymar în blocaj. Bine, am stat bine aici cu... Benaglio, tu ești handicapat, spune-m că te scot! Unde dai gajezi tu? Ți-am dat acolo să degajești Baines. Ronaldo! Deci Benaglio e handicapat, am înțeles. Uitați-vă și voi puțin la Benaglio, vă rog frumos, uitați-vă puțin la Benaglio, cum să fac așa ceva? Doamne, și-o bagă în proprie poartă Benaglio. Ce handicapat e. Ce handicapat e Benaglio, hai că nu e așa misiune imposibilă să dăm două goluri, am avut o grămadă de ocazii, hai Messi. Scap aici Gabriel sus cu Benaglio, a încercat scărița. Ha, mai sunt șanse, dar trebuie să dăm repede un gol, hai. Mertens, hai băieți. Ia uite-l cum se întoarce. Doamne ferește, mă. Hai să-i luăm mingea. Mamă, deci cât am ratat, când mă gândesc cât am ratat, îmi bag picior. Ratări după ratări în acest meci. Ne luăm gol de la Ronaldo, dar... E Ronaldo, e șmecher. Astea, nu prea sunt așa bun la FIFA. Ia uite, s-a pus autogolul lui Benaglio. Ești nebun ăla? Nici n-am văzut. Aoleo, doamne! Poate dădea fault. Bă, tu ești prost, Messi! Uite-te, deci uitați-vă, să-mi spuneți și voi în comentarii, vă rog frumos, dacă n-am ghinion în această partidă. Spuneți-mi, vă rog frumos, că ăsta e ghinion. Nu e... Nu că joc prost în acest meci, că am jucat foarte bine în meciul ăsta, zic eu. Da. Ui mei, uitați-vă și voi. Gol, în sfârșit, 3-1. Foarte greu să revenim, foarte greu să revenim. Hai să încercăm totuși, minutul 85. Uite-te mă, asta trage de timp acum, ești șmecher. Arbitre, zim și tu vrei să mă încarci pe nervi, uitați-vă ce ghinion am în acest match. Da, asta e. E final de meci, hai să vedem ce ne pică la pecuri. Bă, aș fi fericit dacă mi-ar pica ceva peste 10K. Sau jucător care chiar îmi trebuie. Nu, mi-ar pica Messi, dar e visă, da, sigur. N-are cum să-mi pice Messi. Sau un workout. Mi-a picat odată un workout, ce mi-a picat. Na, fără să... Bă, măcar mi-a dat un premium gol pe ăla. Și n-a la poate să pice ceva. Și la silver pică multe chestii șmechere. Sunt unii civil care se vând cu ceva coins. Uite, asta cred că se vinde. Ia uite. Schidem gol pe cu asta. Nici măcar rar, frate. Bă, măcar e din Spania. Bă, îl pun în... Îl dau un club pentru că am nevoie de el. Hai să luăm contractele. Și ăstea le dăm Quixel, mamă, 700 de coins, dăm. Ce puțin. Și acum premium gol pe că asta e șansa de ceșim. Hai să ieșim. Ieșim din ultime timp, poate se resetează ceva. Nu știu, n-are sens asta, dar... Hai să vedem. Ok. Acum e momentul adevărului, să vedem dacă ne pică ceva. Deschidem. E rar,
Este Marțial, nu. Cred că e Marțial, dar nu, nu e Marțial. Am văzut de mult de la Manchester United, dar nu m-am uitat la Anglia. Bă, fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem mai multe like-uri. Eu am fost Damian și până data viitoare, baftă lume, pa!